Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit! Astăzi fac o citire pentru energia momentului prezent. Să vedem ce mesaje noi ne mai apar. Luați, vă rog, în calcul următoarele lucruri. Citirea este colectivă, generală, nu toată lumea poate rezona cu aceasta. Dacă nu rezonați, mergeți mai departe cu încredere acolo unde găsiți mesaje potrivite pentru voi. Dacă rezonați chiar și cu un cuvânt, mă bucur nespus de tare. Folosiți-vă discernământul și aplicați în viața voastră doar lucrurile pe care le filtrați prin propria rațiune. Eu sunt Meme și vă reamintesc ca de fiecare dată cât de minunați sunteți. Să vedem ce ne aduce acest moment prezent, pentru că prezentul este tot ce contează. În relație, pe planul material, pe planul emoțional. În zona relațiilor, astăzi avem cheia perfectă să ne deschidem inima cu încredere către lucrurile pe care le dorim. Această carte îmi vorbește despre plexul solar, despre faptul că acest personaj se uită către trecut sau este în expectativa unor mesaje care au legătură cu trecutul. Iar aici este o cheie în funcție de ce ați putea voi auzi, cel puțin unii dintre voi, în aceste momente, plus minus câteva zile, poate debloca viitorul pe care vi-l creați astăzi. Poate căpăta relația voastră alt sens, altă direcție. Avem numărul 29, care înseamnă înțelepciune și, în sumat, 11, liberul arbitru. Aveți de luat o hotărâre care are legătură cu voi, cu relația voastră cu voi înșivă și cu încrederea în propria voastră persoană, dacă să faceți un pas înainte sau către ce anume vă îndreptați. Iar în tarot avem 8 de spade, 7 de spade, cavalerul de monede și pajul de cupe. Aceste cărți vorbesc despre o stare anxioasă prin care aștept cu nerăbdare să primesc niște vești care să-mi aducă claritate în direcția mea pe care le doresc cu tot sufletul. Pentru cei care sunteți despărțiți, posibil să fi avut parte de o trădare aici, de la o persoană cu care nu sunteți în prezent, este la depărtare sau nu este în conexiune fizică alături de voi, care arată ca și când ar fi plecat în căutarea altei relații sau a plecat către altcineva sau poate a plecat într-un moment potrivit pentru sine spre un drum care îi făcea plăcere sau dorința sa cea mai mare din acel moment era planul material, o călătorie, un serviciu, o oportunitate, bani, carieră, afirmare. Pentru alții dintre voi vreți să vă convingeți dacă persoana cu care sunteți în momentul prezent are pe altcineva de care s-a îndrăgostit sau nu. Iar pentru alții dintre voi, doriți claritate în legătură cu sentimentele unei persoane cu care sunteți în conexiune, pentru că aveți impresia că vă spune ceva, dar voi simțiți ca și când nu ar fi adevărul. Să vedem mai departe. Ce înseamnă cheia perfectă? Ce decizie puteți lua aici? Judecata. Dacă să acceptați scuzele cuiva, dacă să treceți peste o trădare,
dacă să continuați să așteptați revenirea unei persoane în viața voastră sau pur și simplu doriți să știți dacă persoana aceasta mai are sentimente pentru voi sau nu. Și aflarea lucrurilor, căpătarea acestui sens al clarității în viața voastră acum va da direcția nouă pentru voi în viața voastră. 8 de spade are cavalerul de spade. Sunteți nerăbdători să stați de vorbă cu cineva, însă nerăbdarea voastră duce și la impulsivitate. Dacă ați sta de vorbă față în față în acest moment, să știți că ar fi agitație, impulsivitate, ceartă și discuții aprinse fără sens. Poate tocmai de aceea energia momentului vă spune că nu s-a sincronizat încă perfect conjunctura pentru ca voi doi să stați de vorbă, pentru că ați fi aliniați la o frecvență foarte joasă. Nu pot înainta, nu pot face pași către ce-mi doresc în viață fără să știu ce s-a întâmplat. 4 de monede este o relație karmică, este casa patra care este o casă karmică. Nu înțeleg de ce când totul începuse atât de frumos s-a sfârșit atât de ciudat pentru unii dintre voi. Pajul de cupe are 7 de monede. Aceștia sunteți voi blocați în spațiu și în timp, care aveți o amorțeală la nivel de trăire, la nivel de sentimente. Pe de o parte, unii dintre voi nu vreți să vă deblocați de acolo, este ca și când nu aveți capacitatea de a vă mișca din loc, de a trece peste o conexiune care v-a blocat, iar pentru alții dintre voi insistați, persistați să înțelegeți și poate este momentul să mergeți mai departe, pentru că așa trebuie, urmând ca ulterior, atunci când veți fi pregătiți, să înțelegeți și să aflați ce s-a întâmplat cu adevărat. Iar pentru 7 de spade, pentru cei care ați avut bănuiala că ar fi putut fi o trădare, probabilitățile sunt maxime ca acest lucru să se fi întâmplat, amasul de băte, care poate fi o aventură de o noapte. Iar pentru alții dintre voi, 7 de spade aici vă spune că atâta vreme cât te vei autosabota și te vei poziționa în această relație așteptând și tot încercând să o deslușești, va trece timpul pe lângă tine. Ori acesta este un moment prielnic pentru tine și viața ta, sufletul tău, să faci un pas înainte și să ieși din așteptare, să mergi către lucrurile care poate îți sunt mai potrivite, pentru că persoana la care te gândești tu acum face același lucru. Pentru alții dintre voi, persoana la care vă gândiți acum poate să revină în viața voastră după o lungă așteptare în care s-a temut, efectiv, s-a temut să vă aibă față în față, s-a temut de o confruntare cu voi. Aici avem pajul de monede, o concluzie stabilă, o concluzie realistă poate apărea aici. Probabilitatea este mare ca această provocare să fie închisă cu succes. Voi să aflați ce s-a întâmplat. Avem 7 de băte, dar trebuie să acționați. Pe foarte mulți dintre voi vă văd aici realmente captivi în propria voastră minte și dorință de a afla niște lucruri, dar aveți în egală măsură și alegerea de a vă debloca și de a face ceva pentru voi. 7 de băte spune, am puterea să merg mai departe. Către 8 de băte, trebuie să luați o hotărâre, trebuie să decideți cum vreți să faceți de acum înainte. Asul de monede, aveți 2 ași, pentru că aveți șanse să obțineți absolut tot ceea ce vă doriți în zona de relații. Dacă vorbim despre o persoană din viața voastră, atunci persoana la care voi vă gândiți a avut alte planuri, alte gânduri, alte idei care nu au coincis cu ale voastre, însă, sub o formă sau alta, cred că se simt singuri, simt că au investit suficient de mult timp în alte direcții și acum doresc cumva să, sau au prins curaj, au căpătat curaj să vă în frunte, să vă răspundă, să vă caute și să stați de vorbă ca doi oameni maturi.
cu ce mai poate avea aici legătură, persoana voastră de interes, cea mai bună carte care descrie situația în acest moment, persoană oficială, persoana aceasta oficial a fost angajată în altceva, fie în altă relație, fie la serviciu, fie în ceva ce nu a putut să vă spună, fie a trăit o viață dublă pentru unii dintre voi și încă o carte, îndrăgostiții. Veți fi în următoarea perioadă puși în fața unei alegeri care vă deschide drumul vouă spre împlinire, spre ceea ce vă doriți. Dacă să aveți o discuție oficială cu persoana aceasta care la rândul ei se uită către trecut sau dacă să mergeți către altcineva care cel puțin în acest moment pare să fie mult mai stabil. Ce v-ar spune persoana voastră de interes, cel puțin celor care vă aflați în separare acum? M-am pierdut pe mine însă pentru o perioadă. Da, posibil să fi căutat alte lucruri în afară de relație, dacă au avut o aventură s-au pierdut, a fost hormonal și au pierdut mințile. Dacă vorbim despre bani, despre trădări, de orice altă natură, de asemenea, și aștept un semn de la tine, poate fi chiar așa sau poate fi faptul că, sub o formă sau alta v-am spus, sunt pregătiți să stați de vorbă, iar așteptările lor în ceea ce vă privesc sunt ca voi să fiți în 7 de bâte, adică puternici, sau să îi atacați, își creează un scut, o apărare, dar și o asumă, își asumă discuția. Pe planul material avem trandafirul alb al speranței, împărăteasa, 6 de spade, regele de monede și îndrăgostiții. Aici aveți foarte multă reușită, vă doriți să faceți ceva și veți reuși. În urma unei alegeri făcute de a pleca la drum, de a face o schimbare în viața voastră, ați creat un portal energetic care vă duce către împlinire pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi, dacă vă doriți o schimbare în viață, există acum o oportunitate, dar alegerea vă aparține, să vă îndepărtați de energia joasă și frecvența joasă sau serviciul sau situația financiară precară în care poate vă aflați, să aveți încredere în voi și în puterea voastră de a materializa, pentru că veți găsi o soluție, nașteți o soluție, să vă simțiți mai stabil financiar. Posibil o energie masculină să vă ajute sau posibil un cuplu să vă ajute, pe unii dintre voi, inclusiv părinții, cumva să vină o sumă de bani de la părinți. Dacă nu mai aveți părinți în viață, pur și simplu prieteni. 9 de spade. Speranța nu se manifestă, speranța nu are loc dacă sunteți în 9 de spade, în griji. Trebuie să îndepărtați grijile, trebuie să vă spuneți în fiecare zi eu pot și veți putea. Diavolul. Sunteți unii dintre voi în niște situații financiare din care nu găsiți soluția de a face ceva. Se repetă regele de monede, regele de monede care a apărut și mai devreme. Veți reuși să ieșiți dintr-o provocare materială. Dacă vă doriți un alt serviciu, văd că nu vă înțelegeți cu șeful, șefa, sau văd că aveți un mediu toxic la muncă, la serviciu. Recomandarea cărților aici, să faceți ceva pentru sufletul vostru, să vă liniștiți puțin, pentru că din liniște veți avea claritatea necesară să treceți peste niște provocări. Pe planul emoțional avem amintiri prețuite, cavalerul de băte, 7 de monede, 7 de băte, 9 de băte. Și sunt legate de relație.
Pentru unii dintre voi, vă aduceți aminte de o pasiune arzătoare pentru cineva alături de care ați simțit intens că sunteți foarte puternic, dar care v-a lăsat în suflet rădăcini adânci sau răni adânci. Dacă ar fi să vorbim despre planul medical sau despre sănătate, aici văd ceva cronic care persistă de foarte multă vreme, posibil pe articulații, pe vase de sânge, tensiune arterială și stres, foarte mult stres, hormon de stres. Pentru a putea să vă eliberați de acest lucru, trebuie să vă curățați percepția și să păstrați în câmpul vostru electromagnetic doar lucrurile care vă ajută să vă relaxați. Vă văd tensionați, vă văd stresați. Pentru alții dintre voi, la nivel emoțional, s-ar putea să fiți puțin depășiți de situația cu un copil pe care îl aveți, pentru care nu găseți o soluție sau o ameliorare. Vă dă bătăi de cap în fiecare zi. Da, este o relație, vă iubiți copilul și așa mai departe, dar aici sunt foarte multe provocări, parcă vă întinde elasticul la maxim și nervii și stresul și tot. 7 de cupe, trebuie să vă liniștiți și să faceți puțin curățenie la nivel de percepție, să alegeți ce vreți, pentru că sunteți într-un punct în care aveți de unde să alegeți, dar calea cea mai simplă aici ar fi să vă liniștiți. 2 de monede, să vă gândiți clar și limpede la ce vreți să faceți, sau unii dintre voi v-ați pierdut răbdarea, fie pe plan medical, fie pe plan emoțional. Și asul de bâte, iată că se leagă cu asta. Fie trebuie să schimbați ceva important în rutina voastră de zi cu zi, să aveți curaj să o faceți, fie situația emoțională este legată de relație aici, unde trebuie din nou să găsiți în voi curajul să faceți ceva, dar nu înainte de a vă liniști, nu din postura de victimă, nu din postura de tu mi-ai făcut mie ceva, nu așa, din postura unui om puternic, din postura unui egal. Cartea zilei ca energie este ritual, v-am spus, trebuie să schimbați ceva la nivel de rutină. 10, schimbare, suprascriere și leul, să începeți să aveți mai multă grijă de voi, de voința sufletului vostru, de regim alimentar, de curaj și de pasiuni. Aici clar ceva ce are legătură cu copiii, dacă aveți. Posibil să vă dea puțin peste cap în aceste momente, dar este ceva temporar. Cred că unii dintre voi culegeți acum niște roade sau copiii vă reflectă o traumă personală de-a voastră și oglindirea ar trebui să vă facă să ajungeți la cauza reală, adică în voi să căutați, nu în copiii voștri. Talismanele. Este ca și când luna ar fi în opoziție cu Saturn, iar luna în opoziție cu Saturn spune o restricție emoțională, o restricție, nu pot să-mi manifest iubirea. Iar talismanul acesta spune ce este al tău este pus deoparte și aud o alarmă. Trebuie să vă calmați emoțiile și să ieșiți din pajul de spade sau ceva a apărut acolo mai devreme. Da, cavalerul de spade, din cavalerul de spade, pentru că nu veți rezolva așa, nu veți face decât să fiți mai stresați decât anterior. Libelula, o posibilitate de a îndrepta lucrurile în relație există, se poate transforma situația, dar trebuie elevare, trebuie înălțare spirituală, vindecare. Trebuie să fiți înțelepți, amândoi treceți prin lucruri spirituale, prin lecții de viață, chiar dacă nu vă dați seama, și doar din liniște și din vorbă bună veți rezolva, aveți o mână,
de ajutor care vă ajută să dezghețați situația și să miște lucrurile într-o direcție. Alegerea este doar a voastră. Am o cutie aici, o cutie, o colivie. Iar aici am cartea aceasta. Colivia, la fel. Vedeți? Avem un pește. Prin empatie, sau poate aveți legătură cu cineva din pești, a căzut pe jos, se ascunde. Empatia, să găsiți iubirea în voi. Provocări cu un copil care este foarte închis, nu vrea să se deschidă, poate, iată, să comunice sau nu vă înțelegeți cu un copil. Copilul are legătură cu apa, fie o traumă legată de apă, fie a văzut ceva, cineva a țipat la cineva, asta este ce văd aici. Și aceasta este o restricție emoțională de a spune ce simt și în loc să spun ce simt, nu spun deloc, deci o restricție în direcția aceasta, is, trebuie să trăiți în prezent, Pluto din Vărsător, să știți că ne va zgudui pe toți, va face lumină. Aici, aceste două talismane, is, avem I și S ca inițiale și vrăbiuța spun împreună. Există comunicare online. Avem inițiala J, joi sau Jupiter, un noroc, si înseamnă da, jos, când lăsați garda jos și vă liniștiți, un semnal vărsătorului și pește aveam, Saturn înseamnă și Capricorn, iar bufnița rac. Mesaje care vă pot bucura, dar trebuie să se transforme situația, să scăpați de această frecvență joasă, pentru că dacă vă vedeți, vă certați. Și o călătorie, o călătorie cu avionul, vărsătorul, pe care o puteți face, vă puteți planifica o călătorie acum. Sau cineva poate călători, sau voi sunteți într-o călătorie care schimbă perspectiva relației și viitorul relației voastre. Ca semne astrologice avem Săgetător, Gemeni, toate semnele de pământ, Balanță, toate semnele de foc, Scorpionul, Berbecul, Fecioara, Taurul, Peștii, Capricornul și Gemenii din nou. La planul material avem Capricornul foarte puternic, Taurul, Peștii, Gemenii din nou, Capricorn, Balanță sau Taur, Vărsător, Gemeni. Foarte multă energie mutabilă, adică orice este posibil, dar când vorbim despre mutabil, vorbim despre o acțiune care are o soluție. Punct. Veți găsi o soluție, veți naviga prin ea. Iar la planul emoțional sau sănătate, toate semnele de foc, avem Capricorn, Pești, Berbec, Săgetător, Săgetător din nou, Fecioară și cam atât. Dragii mei, vă mulțumesc tare mult pentru atenție, pentru vizionare, să ne regăsim cu bine și data viitoare. Vă îmbrățișez, pa, pa!